X3 Nano, noul trigger de la Godox, într-un format ceva mai mic, cu acumulator propriu. Nu știu dacă să numesc review acest video, e mai mult o prezentare, un mod de funcționare și comparație cu triggerul X-Pro, tot de la Godox. Ce m-a atras înspre achiziționarea acestui trigger a fost designul modern, funcționalitatea și dimensiunile. Când zic funcționalitate, așteptările sunt de fapt că se manevrează mai rapid, mai ușor și intuitiv. M-a încântat ideea de touchscreen în speranța că pot să schimb puterea blitzurilor mai rapid. X3-ul poate facilita rapiditatea, însă X-Pro are butoane dedicate. Sunt oarecum la fel de rapide, doar că într-un pachet mai modern, să zicem. Cei care ați lucrat cu X-Pro-ul probabil știți că afișează eronat nivelul bateriei dacă folosiți anumiți acumulatori, cum ar fi Panasonic N-Loop, din cauza diferenței de voltaj. Nu știu sigur, dar cred că influențează și performanțele. Bateriile țin mult, efectiv uiți să le schimbi. X3-ul are acumulator propriu, care după două evenimente a scăzut undeva la 70% aproximativ. Aș zice că e decent, având în vedere capacitatea și dimensiunile triggerului, care sunt foarte mici. Pe mine unul nu mă deranjează, dar sunt puțin sceptic cu privire la longevitate. Dacă e să judecăm rațional, X-Pro-ul e mai ieftin și face aceleași lucruri. Ceea ce vreau să spun de fapt e că dacă vrei un produs cinstit, mai ieftin și longeviv, X3 Nano nu cred că e cea mai bună variantă. Printre altele, după ani de utilizare, X-Pro-ul are ecranul foarte zgâriat, iar X3-ul cred că are ceva sticlă mai rezistentă. Nu știu dacă neapărat cu ceva protecție împotriva zgârieturilor, dar aparent mai rezistentă. Mie îmi place noul trigger și personal îl văd ca pe un upgrade, dar nu trebuie să fii de acord cu mine. Hai să vă arăt setările și modul de funcționare al triggerului. Aici avem un SB700 cu receptor de la Godox, aici avem un V863 și aici un TT350. În partea dreaptă regăsim butonul de test și butonul de închidere, dacă ținem lung apăsat sau pentru meniu. Suntem întâmpinați cu, să zicem, meniul principal, de unde efectiv putem deja să setăm puterea blitzurilor. Pur și simplu facem slide sau putem să-l accesăm pe fiecare cu butoanele plus minus sau la fel cu slide. De aici îl oprim, de aici punem pe TTL, de aici activăm modeling lamp. Sau putem să închidem exact ca și la telefon, tragem de sus în jos, modeling flash-ul general. Din păcate, restul blitzurilor nu au această funcție. De asemenea, nici funcția de beep. Funcția de beep are doar V860-ul și probabil V1 și alte blitzuri. Eu nu am decât pe ăsta ceva mai avansat, să zicem. Dacă, de exemplu, de aici, de la grupul B, vrem să ajungem la grupul A, nu e neapărat să ne întoarcem să ajungem la A. Puteți să dăm slide așa, sus sau în jos. Cum mai e C, cum mai e B, cum mai e A. De asemenea, dacă apăsăm pe rotiță, putem să facem și de aici. Mergem un pas în jos. Așa, să vedem. Mă, sincer, mi se pare mai ok cu touchscreen. Și dacă vrem, de exemplu, să folosim mai multe grupuri, putem să dăm mai jos, avem butonul de plus, putem să dezactivăm sau să activăm unele din grupuri. Tot de aici putem să setăm, de exemplu, pentru toate blitzurile ceva intensitate mai mare, cu plus și minus. Minus nu merge, că acestea sunt deja la minim. Dăm pe plus, toate blitzurile își măresc puterea. Destul de simplu. Funcția de multi nu o folosesc. De aici putem accesa setările. Hai să vedem ce avem aici. Setări. Wireless, canalul și ID. Dacă suntem mai mulți pe același canal, trebuie să setăm ID ca să nu accesăm alte blitzuri ale altcuiva. Bun. Modul de sync. Setări pentru declanșare. One shot însemnând dacă avem un singur aparat și un set de blitzuri. Sau all shot dacă avem mai multe aparate sau suntem mai mulți fotografi care utilizăm aceleași blitzuri. Diferența dintre ele e că la fiecare fotografie realizată se transmit și setările de putere față de one shot, unde cumva se memorează. Iar atunci când folosim mai multe aparate sau suntem mai mulți fotografi, fiecare când declanșează, posibil să aibă alte setări de putere și să nu rămână aceleași, că atunci avem expuneri diferite. Revenind, aici avem auto-off-ul, încă timp să se închidă triggerul, distanța triggerilor, s-ar putea pe 0.30 să avem performanțe mai bune, mie nu mi-a ratat,
cel puțin la astea două evenimente la care am fost. Aici step-ul, din cât în cât să sară puterea când o setăm și în funcție și de blitz. V860-ul de aici merge din cu 0.1, TT350 de aici din colț nu merge numai cu 0.3, plus puterea minimă e diferită pentru ele. Ăsta merge 1x256, ăsta merge pe 1x128. Și de asemenea putem seta modul de setare a puterii, ca să zic așa, de exemplu cum e la Profoto, de la 0.0 la 1.0 fiind puterea maximă. Eu l-am lăsat clasic, că m-am obișnuit așa. Funcția TCM, care eu personal nu o folosesc, pur și simplu transformă setările de TTL în setări manuale. Mai exact, folosim TTL ca măsurătoare, după care apelăm la această funcție și se transformă în setare manuală. Aici avem setările pentru zoom, care din păcate la modelul ăsta nu se poate seta decât general. În momentul în care, de exemplu, trec pe 50 de mm, toate blitzurile trec pe 50 de mm, nu putem să setăm pentru fiecare o valoare. Sper ca printr-un viitor firmware să se rezolve chestia asta. De exemplu, la X Pro se poate seta independent. Aici avem setări pentru brightness și standby, limbă, resetare, device info, unde avem firmware-ul actual. În mare parte cred că am acoperit setările și modul de funcționare. Dacă totuși există neclarități, vă rog să lăsați în comentarii întrebări dacă aveți. Aici avem câteva diferențe de lucru între cele două. De exemplu, dacă vrem să setăm la X Pro puterea DPA, putem accesa butonul set și învârtim de rotiță. Rotița, din păcate, la modelul meu, după atâta timp de utilizare, merge puțin ca în greu și e nevoie cam așa de două degete, dar funcționează. Bun. La Nano, pur și simplu, putem da swipe aici sus și s-a schimbat puterea. Mai nou folosesc și modeling lamp-ul, care pe X Pro pur și simplu apăsăm pe mod, se activează, se dezactivează, iar pe Nano avem avantajul că putem seta și intensitatea, cum am zis mai devreme. Pur și simplu apăsăm aici pe mod, putem seta intensitatea și avem aici de sus, dăm swipe ca să oprim general modeling lamp-ul. Menționam și de faptul că X3-ul are setare generală de zoom, în timp ce X Pro-ul are pentru fiecare grup. Se poate vedea aici, de exemplu pentru a putem seta mai mult sau mai puțin. Sper că acest video v-a ajutat în luarea cele mai bune decizii. O zi faină!